Ramona Gabor nu reușește să iasă de pe primele pagini ale ziarelor de scandal. Paparații au surprins-o recent în ipostaze destul de jenante în timp ce mânca la o terasă de fițe din București alături de prietenele ei. În fața camerelor, Ramona Gabor este una dintre cele mai elegante și mai naturale vedete de la noi. Alta este însă povestea atunci când sora Monica se simte în largul ei între prieteni. Paparații au reușit să o surprindă în timp ce lua prânzul la un restaurant de lux din centrul capitalei. Ramona a observat la un moment dat că un coș inestetic și-a făcut apariția pe unul dintre picioarele ei. Fără pic de jenă față de prietenele sale, Ramona s-a luptat cu bubița inestetică până când i-a venit de hac. Ca treaba să fie făcută ca la carte, tânăra brunetă și-a curățat apoi degetele pe tapiseria scaunului. Nici măcar faptul că la masa alăturată se aflau câțiva prieteni nu pare să o fi deranjat. Nici când a plecat spre casă, vedeta nu a făcut o impresie mai bună. De această dată, în trafic, prinsă într-o coloană, Ramona a deschis portiera mașinii și, fără nicio jenă, a aruncat o hârtie direct pe bordură.